Da, o să fie un meci greu, întotdeauna au fost meciuri grele când am jucat la Sepsi. Ei au o echipă foarte, foarte agresivă, în sensul bun al cuvântului, joacă din primul minut până în ultimul minut. Noi trebuie să fim concentrați la fel de la început până la final, să încercăm să înscriem și să câștigăm. Da, Sepsi a fost întotdeauna o echipă care a avut jucători buni în componență, dar cu atât mai mult sezonul acesta. Au luat jucători cu jucători buni și, cum am spus, cu siguranță o să ne aștepte un meci foarte greu dacă noi nu o să fim concentrați 100% pentru acest meci. Ultimul meci la Sfântul Gheorghe a fost unul spectaculos cu 6 goluri. Poate fi la fel de spectaculos și de data asta. Da, a fost un meci spectaculos ultimul, dar, sincer, eu aș prefera să câștigăm cu 1-0. A fost și un ghinion acest start de campionat, pentru că ați primit gol foarte repede în partida din deplasare cu Steaua, apoi ați jucat 90 de minute cu numai puțin cu Craiova. Da, într-adevăr, au fost niște detalii care au făcut diferența, dar asta nu scuză cu nimic faptul că nu am reușit să câștigăm. A fost un început mai greu, era și oarecum normal din punctul meu de vedere, având în vedere că s-a schimbat și antrenorul, nu a avut destul timp să-și pună în practică ceea ce vrea să facă cu noi. Sunt convins că o să creștem de la meci la meci și o să vină și rezultatele. Cum am spus, eu sper să mergem, să ne facem jocul, să jucăm bine și să câștigăm. Ștefan, cum vezi meciul de la Sfântul Gheorghe? O să fie cu siguranță un meci foarte greu împotriva unei echipe foarte bune, dar ne pregătim, încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru acest meci și să-l tratăm cu maximă seriozitate. Tu ești, practic, mezinul de echipe. Cum este pentru tine să joci în Liga 1? Da, este foarte frumos să joci la o vârstă atât de fragedă, să spun, în Liga 1, alături de niște jucători foarte buni și o echipă alături de mine foarte bună. Încerc să crez de la meci la meci, de la antrenament la antrenament și să reușesc să mă adaptez cât mai repede. Ai evoluat constant așa în capacitatea de din ce în ce mai mult? Oferă încredere toate aceste minute? Da, normal, este foarte important pentru mine să primesc acele minute care mă ajută enorm și sper să primesc din ce în ce mai multe și să reușim să obținem prima victorie din acest campionat.